să se determine valorile parametrilor A, B și C, astfel încât entropia experimentului M, definit conform enunțului, să fie maximă. Calculați valorile parametrilor și pentru entropia minimă. Pentru ca entropia să fie maximă, trebuie să avem probabilități egale de producerea fiecărui eveniment în parte, astfel. Știind că suma probabilităților este 1, iar numărul de evenimente este 4, repartiția probabilității pe fiecare eveniment va fi 1 pe 4. Astfel, sistemul de ecuații ce trebuie rezolvat este următorul. A plus B plus C egal cu 1 pe 4, minus C minus A egal cu 1 pe 4, B supra 2 egal cu 1 pe 4 și 3B minus C minus 3 pe 4 egal cu 1 pe 4. Rezolvând sistemul de ecuații, obținem următoarele valori pentru cele trei necunoscute. B va fi egal cu 2 pe 4, C va fi egal cu 2 pe 3 și A va fi minus 3 supra 4. Pentru a determina cele trei necunoscute, astfel încât entropia experimentului este să fie minimă, vom avea mai multe cazuri de analizat. Entropia minimă are loc atunci când probabilitatea unui eveniment are valoarea 1, iar celelalte probabilități ale celorlalte evenimente vor avea valoarea 0. Cazul 1. A plus B plus C egal cu 1, minus C minus A egal cu 0, B supra 2 egal cu 0, 3B minus C minus 3 pe 4 egal cu 0. Rezolvăm sistemul și vedem că nu are soluție. Cazul numărul 2. A plus B plus C egal cu 0, minus C minus A egal cu 1, B supra 2 egal cu 0, 3B minus C minus 3 pe 4 egal cu 0. Rezolvând sistemul de ecuații, observăm că acesta nu are soluție. Cazul numărul 3. A plus B plus C egal cu 0, minus C minus A egal cu 0, B pe 2 egal cu 1, 3B minus C minus 3 pe 4 egal cu 0. Rezolvând sistemul de ecuații, observăm că acesta nu are nicio soluție. Cazul numărul 4. A plus B plus C egal cu 0, minus C minus A egal cu 0, B supra 2 egal cu 0, 3B minus C minus 3 pe 4 egal cu 1. Rezolvând sistemul de ecuații, obținem A va fi egal cu 7 pe 4, B va fi egal cu 0, C va fi egal cu minus 7 pe 4. O sursă emite în continuu numere din baza 10. Entropia sursei are valoarea. Alegeți din variantele prezentate. Scriem formula entropiei conform Shannon. H de X va fi egal cu minus 1 de la I egal cu 1 la I din P de I logaritm baza 2 din P de I. H de X reprezentând entropia producerii în eveniment. Vom exemplifica distribuția probabilităților apariției unei cifre, ca de exemplu 0. Aceasta va avea o probabilitate de apariție de 1 pe 10. Cifra 1 va avea tot o probabilitate de emisie de 1 pe 10 și așa mai departe. H de X în baza 10 va fi egal cu minus sumă de I egal cu 1 până la 10 din P de I logaritm baza 2 din P de I, care va fi egal cu minus 10 pe 10 logaritm baza 2 din 1 pe 10, egal mai departe cu minus logaritm baza 2 din 10 la minus 1, care este egal cu logaritm baza 2 din 10 și va fi egal cu 3,22 de biți. Să se calculeze în virgulă fixă operația A plus B, unde A egal cu 70 și B egal cu 12. Numerele A și B sunt scrise în baza 10. Observăm că numerele A și B sunt numere pozitive, prin urmare au aceeași reprezentare în cod direct, în cod invers și în cod complementar.
Conversia celor două numere din bază 10 în bază 2 se face scriind fiecare număr în parte ca sumă de puterea lui 2. Astfel, 70 va fi egal cu 2 la 6 plus 2 la 2 plus 2 la 1, iar 12 va fi egal cu 2 la 3 plus 2 la 2. Scriem numerele în baza 2 ținând cont că numărătoarea rangului pentru puterile lui 2 pornește cu prima cifră din dreapta de la rang 0. Acum vom scrie reprezentarea în cod direct, cod complementar și cod invers pentru cele două numere. Reprezentarea se va face pe un bit, iar primul bit este considerat bitul de semn. Având în vedere că numerele sunt pozitive, valoarea bitului de semn va fi 0. Adăugăm zerouri în fața reprezentării în baza 2 a numerelor, astfel încât toți cei 8 biți să fie completați. Realizăm adunarea numerelor reprezentate în cod direct, ținând cont de regulile adunării în baza 2. Astfel, dacă va fi necesar, o unitate va fi transmisă mai departe. Pornim de la prima cifră din dreapta, 0 plus 0 dă 0, 1 plus 0 dă 1, 1 plus 1 dă 0 și 1 se transportă mai departe, 1 plus 1 dă 0 și 1 se transportă mai departe, 0 plus 0 dă 0, 1 plus 0 dă 0 și 0 plus 0 dă 0. Vom face verificarea rezultatului, adunăm cele două numere în baza 10, după care facem conversia în cod direct, urmând regulile enunțate anterior. Cele două numere adunate sunt egale cu 82. Scriem pe 82 ca sumă de puterea lui 2 și obținem 2 la 6 plus 2 la 4 plus 2 la 1, după care facem reprezentarea în cod direct a numărului 82. Alegem din variantele de răspuns ultima variantă. Fie numerele binare fără semn A egal cu 110110 111 și B egal cu 101010. Rezolvați operația A minus B în cod complementar și alegeți din următoarele variante de răspuns. Enunțul problemei A și B sunt reprezentate în baza 2 și nu includ bitul de semn. Pentru a realiza operația A minus B, de fapt vom face o adunare cu B număr negativ. Având în vedere că B este număr negativ, acesta va avea o reprezentare diferită pentru cod direct, cod indirect și cod complementar. A este un număr pozitiv, deci va avea aceeași reprezentare în cod direct, cod indirect și cod complementar. Vom completa valoarea acesteia ținând cont că primul bit este bitul de semn. Pentru numerele pozitive, bitul de semn este 0. Reprezentarea în cod direct a numerelor negative este similară cu reprezentarea numerelor pozitive în cod direct, dar trebuie ținut cont că bitul de semn va fi 1. Pentru a realiza conversia numerelor negative în cod indirect, trebuie să scriem complementul față de 2 pentru fiecare cifră în parte, în afară de bitul de semn care rămâne neschimbat. Astfel, P va fi egal cu 110101010101. Pentru a converti numerele negative în cod complementar, pornim de la reprezentarea acestora în cod indirect. Vom adăuga 1 la numărul din cod indirect și vom realiza adunarea ținând cont de regulile adunării în baza 2. Având reprezentarea în cod complementar a celor două numere, putem realiza adunarea. Astfel, 1 plus 0 dă 1, 1 plus 1 este 0, 1 se duce mai departe, 1 plus 1 plus 1 dă 1, 1 se duce mai departe, 0 plus 0 plus 1
va fi 1. 1 plus 1 va fi 0, 1 se duce mai departe, 1 plus 1 va fi 0, 1 se duce mai departe, 1 plus 1 va fi 0, 1 se duce mai departe. Deci rezultatul obținut va fi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, deoarece transportul bitului de semn este ignorat atunci când facem adunare în cod complementar. Pentru verificarea rezultatului vom face conversia celor două numere în bază 10, astfel A va fi egal cu 2 la 5A plus 2 la 4A plus 2 la 2A plus 2 la 1A plus 2 la 0. A va fi egal cu 55. B va fi egal cu 2 la 5A plus 2 la 3A plus 2 la 1A. Deci B va fi egal cu 42. Realizăm operația A minus B. Și aceasta va fi egal cu 13, 13 fiind un număr pozitiv. Considerând că 13 este un număr pozitiv, va avea aceeași reprezentare în cod direct, cod indirect și cod complementar. Astfel, tot ce trebuie să facem este să reprezentăm pe 13 în cod complementar. Urmărind pașii anteriori, obținem același rezultat, adică 0001101. Vom alege varianta numărul 2, care reprezintă și rezultatul obținut de noi. Ce număr în bază decimal este OXC291000? Știm că este o reprezentare în virgulă mobilă. OX înseamnă că urmează un număr în baza 16. Numărul este scris în baza 16 și trebuie să facem conversia acestuia în baza 2 în grupuri de câte 4 cifre. În baza 16, o cifră semnifică prin conversie 4 cifre în baza 2. Știm că C în baza 16 este 12. Vom scrie ca sumă de puterea lui 2 și obținem în final, în conversie în baza 2, 1100. Pentru 9 realizăm același lucru și obținem 1010 în baza 2. 2 va fi egal cu 10 în baza 2, iar 1 va fi egal cu 1 în baza 2. Vom realiza scrierea în virgulă mobilă conform anchetei. Avem un bit pentru semn, urmează 8 biți pentru caracteristică și 23 de biți pentru mantiță. Extragem caracteristica din reprezentarea virgulei mobile simplă precizie și obținem 1000001. Convertim caracteristica din baza 2 în baza 10 și obținem 2 la a 7-a plus 2 la a 2-a plus 2 la a 1-a, care va fi egal cu 133. Caracteristica va fi egală cu exponentul plus 127, care reprezintă factorul de corecție pentru reprezentarea în virgulă mobilă simplă precizie. Această valoare este diferită dacă reprezentarea se face în o virgulă mobilă dublă precizie sau în real temporar. Exponentul astfel calculat va fi egal cu 6. Din reprezentarea în virgulă mobilă vom extrage numărul dintre rangul 23 și rangul 0, cu mențiunea că primul bit din dreapta are rangul 0, iar după bitul de rang 23 trebuie să apară o virgulă. Astfel obținem numărul 1,001001 și restul pozițiilor vor fi 0. Acum vom muta virgula 6 poziții și vom obține 1,001000,001. Și restul de 0. Numărul obținut este în baza 2. Prin urmare, trebuie să facem conversia lui în baza 10. Astfel, obținem 2 la 7 plus 2 la 4 plus 2 la minus 1 va fi egal cu 144,5.
Studiem reprezentarea inițială, virgulă mobilă, simplă precizie și observăm căbitul de semnare valoare 1. Prin urmare, numărul nostru este negativ, deci va fi minus 144,5. Fie numărul real minus 32,625, care din următoarele reprezentări în baza 16 a numărului, în virgulă mobilă după precizie, este adevărat. O X înseamnă că urmează un număr în baza 16. Facem conversia numărului 32,625 din baza 10 în baza 2. Observăm că 32 este puterea lui 2, mai exact 2 la 5, astfel că reprezentarea acestui număr în baza 2 va fi 1 și 5 de 0. Vom scrie 0,625 ca sumă de 0,5 plus 0,125, care reprezintă de asemenea puterea lui 2, 2 la minus 1 și 2 la minus 3. Astfel, reprezentarea numărului în baza 2 va fi 0,101. Am obținut numărul 100000,101. Vom calcula exponentul obținut prin mutarea virgulei de la dreapta la stânga, 5 poziții, pentru a obține un număr de forma 1, ceva. Astfel, exponentul va fi 5. Caracteristica va fi egal cu exponentul plus factorul de corecție pentru reprezentare în virgulă mobilă dublă precizie, care este egal cu 1023. Astfel, caracteristica va fi egal cu 1028, care, transformat în bază 2, este egal cu 170100. Vom construi reprezentarea în virgulă mobilă dublă precizie conform modelului 1 pentru bitul de semn, 11 biți pentru caracteristică și 52 de biți pentru mantisă. Valorile necompletate din mantisă vor fi completate cu 0. Vom completa pozițiile din cadrul machetei astfel 1, deoarece numărul este negativ. Apoi caracteristica 170100, apoi mantisa, care reprezintă partea fracțională obținută prin mutarea virgulei, adică 5 de 0, 1, 0, 1. Restul biților rămași vor fi completați cu 0. Ce trebuie să facem este să convertim numărul obținut din binar în baza 16. Vom împărți cifrele în grupe de câte 4, pentru că 4 grupe în binar corespund unei singure cifre în baza 16. Deci, 1100 va fi egal cu 8 plus 4, care este egal cu 12, și corespondența în baza 16 este litera C mare. 0100 va fi egal cu 4, 0101 va fi egal cu 4 plus 1, care este 5. Astfel, numărul obținut va fi OXC 0, 4, 5 și 12 de 0. Câți biți de paritate se găsesc într-un cod Hamming lung de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 biți, știind că acest număr reprezintă codificarea în coda Echena unui număr în baza 10. Codul 2421, denumit și codul Echen, este un cod autocomplementar, unde primele 5 cifre, adică de la 0 la 4, aceeași expresie, ca în codificarea 0421. Codificarea numărului 5 se obține scriind complementul reprezentării numărului 4. Astfel, vom înlocui 0 cu 1 și 1 cu 0. Pentru 5 vom obține 1, 0, 1, 1. Similar, calculăm
Și pentru 6 reprezentarea în contă a Eken, ca și complement al reprezentării numărului 3 și vom obține 1100. Similar, vom calcula 7 în contă a Eken, ca și complement pentru 2 și va fi egal cu 1101. Calculăm contă a Eken pentru 8 ca și complement al reprezentării numărului 1 și va fi egal cu 1110. Și vom calcula și coda Eken pentru 9 ca și complement al reprezentării lui 0, fiind egal cu 1111. Împărțim numărul reprezentat în coda Eken în grupuri de câte 4 cifre și facem conversia acestora în baza 10. Astfel vom obține pentru 111 avem cifra 9, pentru 1100 8, 11106, iar 0011 va fi egal cu 3. Astfel, numărul nostru în baza 10 va fi 9863. Astfel, problema devine: câți biți de paritate se găsesc într-un cot Hamming cu o lungime de 9863 de biți? Biții de paritate se află pe pozițiile puterilor lui 2. Astfel, vom încerca să scriem pe 9863 ca o putere a lui 2. Cea mai mare valoare cunoscută până acum a fost 2 la 10, care înseamnă 1024. Dar observăm că 2 la 14 este egal cu 16384, care deja depășește valoarea de 9863. Valoarea căutată de noi va fi 2 la 13, adică 1192. Prin urmare, numărul de biți va fi 13 plus 1, deoarece numărătoarea pozițiilor puterilor lui 2 începe cu rangul 0. Următoarele numere poate fi reprezentarea XS3 a numărului decimal 1358. Codul XS3 este un cod autocomplementar. El se obține pornind de la codul 0421 prin adunare cu cifra 3 scrisă în binar. Transformăm cifrele din baza 10 în cod XS3. 1 va fi egal cu 0011, 3 va fi egal cu 0110, 5 va fi egal cu 10000 și 8 va fi egal cu 1011. Astfel, numărul nostru scris în cod XS3 va fi 0011 0110100 1011. Vom face conversia din scriere binară în baza 16. Astfel, grupăm în perechi de câte 4 și fiecare perechi de 4 cifre îi va corespunde o cifră în baza 10, astfel. 0011 va fi egal cu 2 plus 1, care este 3. 0110 va fi egal cu 4 plus 2, care este 6. 1000 va fi egal cu 8. 1011 va fi egal cu 8 plus 2 plus 1, care este 11, iar corespondentul în bază 16 este B. Astfel, numărul obținut de noi va fi OX36 8B. Aceasta este varianta pe care o vom alege. Care din următoarele numere este reprezentarea în baza 16 a rezultatului adunării A plus B, unde A egal cu 0011 0101 1101 și B egal cu 0111 4 de 0 0001. Știm că cele două numere sunt reprezentate în codul grei.
Codul grei este caracterizat prin faptul că între două numere consecutive scrise în codul grei există un singur bit diferit de poziție. În codul grei, 0 va fi egal cu 0000, 1 va fi egal cu 0001, 2 va fi egal cu 0011, 3 va fi egal cu 0010, 4 va fi egal cu 0110, 5 va fi egal cu 0111, 6 va fi egal cu 0101, 7 va fi egal cu 0100, 8 va fi egal cu 1100 și 9 va fi egal cu 1101. Vom împărți în grupe de câte 4 biți, astfel încât să putem face conversia din codul grei în baza 10, astfel 0011 0101 1101 va fi egal cu 269 și 0111 0000 0001 va fi egal cu 501 în baza 10. Adunăm 269 cu 501 și obținem 770 în baza 10. Convertim numărul 770 din baza 10 în baza 16. Astfel observăm că 16 mulțit cu 16 dă 256. Această valoare se include de 3 ori. Astfel, 770 va fi egal cu 16 la puterea a doua mulțit cu 3 plus 2. Astfel, 770 din baza 10 în baza 16 va fi egal cu 302. Care este reprezentarea în cod BCD a numărului în baza 16 OX E5 dintre următoarele variante? Prima metodă de rezolvare constă în convertirea numărului din baza 16 în baza 10, utilizând puterile lui 16. Atribuim mai apoi fiecarei cifre în baza 10 scrierea în BDC pe un nibble. Știm că e în baza 16 este egal cu 14 în baza 10, astfel E5 în baza 16 va fi egal cu 16 la puterea 1 înmulțit cu 14 plus 5 înmulțit cu 1, care este egal cu 229 în baza 10. Știm că atunci când reprezentăm în BCD, pentru fiecare cifră, numărul maxim pe care îl putem reprezenta în BCD este 9. 2 în baza 10 va fi egal cu 00101 cod BCD, 9 va fi egal cu 1001 cod BCD. Astfel, numărul scris în cod BCD va fi egal cu 0010 0010 1001. A doua metodă de rezolvare constă în conversia 1 din baza 16 în baza 2 și apoi în baza 10. Vom atribui fiecărui nibble o cifră din baza 10. Pentru a realiza conversia din baza 16 în baza 2, vom atribui fiecărei cifre scrise în baza 2 4 biți. Astfel, E, care este egal cu 14 în baza 10, va fi egal cu 1110 în baza 2. 5 în baza 16 va fi 0101 în baza 2. Alăturăm cele două șiruri obținute în baza 2 și avem 1110101 în baza 2. Pentru a scrie numărul 1110101 din baza 2 în baza 10, ne vom folosi de puterile lui 2. Astfel avem 1110101 în baza 2 va fi egal cu 2 la puterea 7 plus 2 la puterea 6 plus 2 la puterea 5 plus 2 la puterea 2 plus 1,
care va fi egal cu 229. Pentru a scrie reprezentarea în cod BCD, pentru fiecare cifră cunoscută, știm că maximul pe care îl putem scrie este 9. Deci vom obține același număr. Știind că e egal cu 1,775 și B egal cu 1,56, realizați A plus B și A minus B în cod BCD, știind că A și B sunt reprezentate în baza 10. Alegeți varianta corectă de răspuns. Pentru rezolvarea problemei vom urmări următoarele etape. Facem conversia din baza 10 în cod BCD sau 0421 prin atribuirea unei cifre pe un grup de 4 biți denumit un nibble. Realizăm adunarea pe grupuri de câte 4 biți, aplicăm factorul de corecție care este 6, scris în cod BCD 0110 când este necesar și verificăm rezultatul obținut. Adunăm câte un nibble pe rând, adică câte 4 biți, ținând cont de regulile adunării în baza 2, cu mențiunea că facem corecția rezultatului obținut atunci când avem transport de la nibble-ul următor sau când rezultatul obținut nu este cod valid BCD. Un cod BCD va fi egal cu 00017. Va fi egal cu 0, 1, 1, 1, care e egal cu 4 plus 2 plus 1, 5 va fi egal cu 0, 1, 0, 1, adică 4 plus 1 și 6 în cod BCD va fi egal cu 0, 1, 1, 0, adică 4 plus 2. Astfel, 1, 1, 7, 5 în bază 10 va fi egal cu 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 în cod BCD și 1, 5, 6 în bază 10 va fi egal cu 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 în cod BCD. 1 plus 0 ne dă 1, 0 plus 1 ne dă 1, 1 plus 1 ne dă 0, 1 se transportă mai departe. Astfel, rezultatul obținut este 1011, care nu este un cod valid BCD. Prin urmare, vom aplica factorul de corecție, adică adunăm 0110. Deci vom avea 0 plus 1 va fi 1, 1 plus 1 va fi 0, 1 se transportă mai departe. 1 plus 1 va fi 0, 1 se transportă mai departe. 1 plus 1 va fi 0, 1 se transportă mai departe către nivelul următor. 1 plus 1 plus 1 ne dă 1 și 1 se duce mai departe. 1 plus 1 ne dă 0, 1 se duce mai departe. 1 plus 1 plus 1 ne dă 1, 1 se duce mai departe. Numărul obținut 1101 nu este cod valid BCD. 0 plus 1 ne dă 1, 0 plus 1 ne dă 1, 1 plus 1 ne dă 0, 1 se duce mai departe către nivelul următor. 1 plus 1 plus 1 ne dă 1, 1 se transportă mai departe, 1 plus 1 ne dă 0, 1 transportă mai departe, 1 plus 1 ne dă 0, 1 transportă mai departe, 0 plus 1 va fi 1 și obținem 1, 0, 0, 1. Verificăm rezultatul obținut prin adunarea numerelor în baza 10. Apoi facem conversia în BCD. Astfel avem 1775 plus 156 care va fi egal cu 1931. 1931 în BCD este egal cu 0001 1001 0011 0001. 1 minus 0 ne dă 1. 0 minus 1 nu se poate și ne împrumutăm. Astfel vom avea 2 minus 1 ne dă 1.
0 minus 1 nu se poate și trebuie să ne împrumutăm. Vom avea 2 minus 1 va fi egal cu 1. Coborâm și ultimul termen, 1. Deci am obținut 1, 1, 1, 1, care nu este un cod valid BCD. Prin urmare, va trebui să facem corecția. 1 minus 0 ne dă 1, 1 minus 1 ne dă 0, 1 minus 1 ne dă 0, 1 minus 0 ne dă 1. Astfel, după corecție, obținem 1, 0, 0, 1. 1 minus 1 ne dă 0, 1 minus 0 ne dă 1, 1 minus 0 ne dă 1, 0 minus 0 ne va da 0. Obținem 0, 1, 1, 0, cod valid BCD. Deoarece ultimul nivel nu are elemente pentru scădere, obținem același număr, 0, 0, 0, 1. În urma scăderii obținem 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Facem verificarea scăderii prin realizarea scăderii în numerelor în baza 10 și convertirea rezultatului în cod BCD. Astfel avem 1775 minus 156, care va fi egal cu 1619. 1619 în cod BCD este egal cu 0001 0110 001 1001. Un receptor primește mesajul ABCD în baza 16. Știind că pentru codificarea datelor s-a folosit polinomul de generare GDX egal cu x la 4 plus x la 2 plus 1, alegeți varianta corectă de răspuns. Mesajul este eronat și se solicită retransmiterea lui. Mesajul este corect. Mesajul este eronat. Nu putem preciza. Pentru rezolvarea problemei, vom parcurge următoarele etape. Prima etapă o va reprezenta conversia mesajului recepționat din baza 16 în baza 2. Etapa numărul 2 constă în construirea polinomului asociat mesajului recepționat notat cu t'x. Ultima etapă va reprezenta calcularea restului împărțirii polinomului asociat t'x la polinomul de generare gx. Știm că în baza 16 este egal cu 10 în baza 10, care este egal cu 1010 în baza 2. B în baza 16 va fi egal cu 11 în baza 10, care este egal cu 1011 în baza 2. C în baza 16 este egal cu 12 în baza 2, care este egal cu 1100 în baza 2. Și D în baza 16 este egal cu 13 în baza 10, care este egal cu 1101 în baza 2. Construim mesajul recepționat prin alăturarea reprezentărilor în baza 2. Astfel, mesajul recepționat notat cu T' va fi 1010, 1011, 1100, 1101. Construim polinomul asociat mesajului recepționat, care va fi notat cu T' de X. Observăm că gradul polinomului asociat va fi egal cu 15, deoarece mesajul este scris pe 16 biți. Numerotăm de la dreapta la stânga rangul fiecărei cifre, ținând cont că prima cifră din dreapta are rang 0. Astfel, vom avea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15 ca rang final. Ținem cont de pozițiile
unul din cadrul polinomului asociat. Astfel, polinomul asociat prim de x va fi egal cu x la puterea 15 plus x la puterea 13 plus x la puterea 11 plus x la puterea 9 plus x la puterea 8 plus x la puterea 7 plus x la puterea 6 plus x la puterea 3 plus x la puterea 2 plus 1. Etapa 3 va reprezenta aflarea restului împărțirii polinomului asociat mesajului recepționat de prim de x la polinomul de generare g de x. Avem t prim de x care este egal cu x la puterea 15 plus x la puterea 13 plus x la puterea 11 plus x la puterea 9 plus x la puterea a 8 plus x la puterea 7 plus x la puterea 6 plus x la puterea 3 plus x la puterea 2 plus 1. Împărțit la g de x care este egal cu x la puterea 4 plus x la puterea 2 plus 1. Coborâm primii trei termeni și observăm că g de x este inclus de 11 ori. Astfel, scriem x la puterea 11 și avem x la puterea 11 înmulțit cu x la puterea 4 ne va da x la puterea 15. X la puterea 2 înmulțit cu x la puterea 11 ne va da x la puterea 13. 1 înmulțit cu x la puterea 11 ne va da x la puterea 11. Observăm că termenii se reduc în totalitate. Astfel vom coborâ următorii 3 termeni. Coborâm următorii 3 termeni și observăm că g de x se include de 5 ori. Astfel, scriem x la puterea 5 și avem x la 5 mulțit cu x la 4 ne dă x la puterea 9. X la puterea 2 mulțit cu x la puterea 5 ne dă x la puterea 7 și 1 mulțit cu x la puterea 5 ne dă x la puterea 5. Reducem termenii similari și obținem x la puterea 8 plus x la puterea 5. Astfel, coborăm următorul termen, adică x la puterea a 6. Observăm că g de x se include de 4 ori. Scriem x la puterea 4 și avem x la puterea 4 mulțit cu x la puterea 4 ne dă x la puterea 8. X la puterea 2 mulțit cu x la puterea 4 ne dă x la puterea 6, iar x la puterea 4 de mulțit cu 1 ne va da x la puterea 4. Reducem termenii similari și obținem x la puterea 5 plus x la puterea a 4. Astfel, vom coborâ următorul termen, care este x la puterea a 3. Observăm că g de x se include o singură dată. Scriem x la puterea 1 și avem x la puterea 1 mulțit cu x la puterea 4 este egal cu x la puterea 5. X la puterea 2 mulțit cu x la puterea 1 ne dă x la puterea 3. X la puterea 1 de mulțit cu 1 ne dă x la puterea 1. Reducem termenii similari și obținem x la puterea 4 plus x la puterea 1. De asemenea, vom coborâ și termenii rămași x la puterea 2 și 1. Observăm că g de x se include de 0 ori. Scriem x la puterea 0 care este egal cu 1 și avem x la puterea 0 de mulțit cu x la puterea 4 ne dă x la puterea a 4. X la puterea 2 mulțit cu x la puterea 0 ne dă x la puterea 2 și x la puterea 0 mulțit cu 1 ne va da tot x la puterea 0. Reducem termenii similari și obținem x la puterea 1. Deoarece restul nu este 0,
Mesajul este eronat și cerem retransmisia acestuia. Fie mesajul inițial M egal cu OX E7, unde OX este convenția că urmează un număr în baza 16, și generatorul GDX egal cu 11011. Care dintre următoarele prezintă codul corect recepționat? Alegeți varianta corectă de răspuns. Pentru rezolvarea problemei, vom urma următorii pași. Convertim mesajul inițial din baza 16 în baza 2. Construim polinomul asociat mesajului inițial notat cu MDX și polinomul generator GDX. Vom calcula M' de x, care este egal cu M de x înmulțit cu x la puterea gradului lui G de x. Calculăm R de x, care este restul împărțirii M' de x la G de x. Calculăm T de x, care va fi egal cu M' de x plus R de x. Transformăm polinomul obținut într-un mesaj în baza 2. E în baza 16 este egal cu 14 în baza 10, care este egal cu 2 la a 3-a plus 2 la a 2-a plus 2 la a 1-a, care va fi egal cu 11110 în baza 2. 7 în baza 16 este egal cu 7 în baza 10, care este egal cu 2 la a 2-a plus 2 la a 1-a plus 2 la 0, care va fi egal cu 0111 în baza 2. Astfel obținem în baza 2 numărul 11100111. Numărăm de la dreapta spre stânga rangul pentru fiecare cifră, ținând cont că primul rang din partea dreaptă se numerotează cu 0. Astfel avem 0, 1, 2, 3, 4, 5 și 6, iar ultimul rang fiind 7. Construim polinomul asociat de forma m de x va fi egal cu x la 7 plus x la 6 plus x la 5 plus x la 2 plus x la 1 plus 1. Facem același lucru și pentru g și obținem forma polinomului asociat polinomului de generare. Astfel, numerotăm de la dreapta la stânga rangul pentru fiecare cifră, ținând cont că primul rang din dreapta se notează cu 0. Deci vom avea 0, 1, 2, 3 și 4 fiind ultimul rang. Construim polinomul asociat polinomului g de x, care va fi egal cu x la 4 plus x la 3 plus x la 1 plus 1. Observăm că gradul lui g de x, definit ca cea mai mare putere a lui x, va fi egal cu 4. M' de x va fi egal cu x la puterea 7 plus x la puterea 6 plus x la puterea 5 plus x la puterea 2 plus x la puterea 1 plus 1 de mulțit cu x la puterea 4, care va fi egal cu x la puterea 11 plus x la puterea 10 plus x la puterea 9 plus x la puterea 6 plus x la puterea 5 plus x la puterea 4. Calculăm R de X, care sunt împărțirile M' de X la G de X. Împărțim pe M' de X, care este egal cu X la 11, plus X la 10, plus X la 9, plus X la a 6, plus X la 5, plus X la 4, la G de X, care este egal cu X la 4, plus X la 3, plus X la 1, plus 1. Coborâm primii patru termeni și observăm că g de x se include de 7 ori. Scriem x la 7 și avem x la 7 de mulțit cu x la 4 ne dă x la 11. X la puterea 3 de mulțit cu x la puterea 7 ne dă x la puterea 10. X la puterea 7 de mulțit cu x la puterea 1 ne dă x la 8. Și x la puterea 7 de mulțit cu 1 ne dă x la puterea 7. Reducem termenii asemenea și obținem x la puterea 9 plus x la puterea 8 plus x la puterea 7 plus x la puterea 6.
coborâm și termenul următor, adică și la puterea 5-a. Observăm că g de x se include de 5 ori și scriem x la puterea 5-a și avem x la puterea 5-a de mulțit cu x la puterea 4-a ne dă x la puterea 9-a. X la puterea 3 mulțit cu x la puterea 5 ne dă x la puterea 8. X la puterea 1 de mulțit cu x la puterea 5 ne dă x la puterea 6. X la puterea 5 de mulțit cu 1 ne dă x la puterea 5. Reducem termenii asemenea și obținem x la puterea 7. Și vom coborâ și următorul termen, adică x la puterea a 4. Observăm că g de x se include de 3 ori, scriem x la a 3-a și avem x la a 4-a de mulțit cu x la a 3-a ne dă x la puterea 7. X la puterea 3-a de mulțit cu x la puterea 3-a ne dă x la puterea 6. X la puterea 3-a de mulțit cu x la puterea 1 ne dă x la puterea 4. X la puterea 3-a de mulțit cu 1 ne dă x la puterea 3-a. Reducem termenii asemenea și obținem x la puterea 6-a plus x la puterea a 3-a. Observăm că g de x se include de două ori. Scriem x la puterea a doua și avem x la puterea a doua de mulțit cu x la puterea a patra ne dă x la puterea a șasea. X la puterea a doua de mulțit cu x la puterea a treia ne dă x la puterea a cincea. X la puterea a doua de mulțit cu x la puterea a întâi ne dă x la puterea a treia. X la puterea a doua de mulțit cu 1 ne dă x la puterea a doua. Reducem termenii asemenea și obținem x la puterea 5 plus x la puterea 2. Observăm că g de x se include o singură dată și scriem x la puterea 1. Astfel avem x la puterea 4 de mulțit cu x la puterea 1 ne dă x la puterea 5. X la puterea 3 de mulțit cu x la puterea 1 ne dă x la puterea 4. X la puterea 1 de mulțit cu x la puterea 1 ne dă x la puterea 2. X la puterea 1 de mulțit cu 1 ne dă x. Reducem termenii asemenea și rămâne x la 4 plus x. Observăm că g de x se include de 0 ori. Scriem x la puterea 0 și avem x la puterea 4 plus x la puterea 3 plus x la puterea 1 plus 1. Reducem termenii asemenea și rămâne x la puterea 3 plus 1. Observăm că rezultatul obținut este mai mic decât g de x, prin urmare, restul, adică r de x, va fi egal cu x la puterea 3 plus 1. Calculăm t de x, care va fi egal cu m' de x plus r de x, care reprezintă restul împărțirii prim de x la g de x. T de x va fi egal cu x la 11 plus x la 10 plus x la a 9 plus x la 6 plus x la 5 plus x la 4 plus x la puterea 3 plus 1. Transformăm polinomul T de x într-un număr în baza 2, luând în considerare că numărarea rangului se face de la dreapta spre stânga, pornind de la rang 0. Astfel avem 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Să se verifice dacă secvența codului Hamming recepționată de 3A în baza 16 este corectă, presupunând că s-a produs cel mult o eroare, să se determine mesajul inițial, știind că este reprezentat la sursă în baza 2 dintre următoarele variante. Etapa 1 constă în conversia numărului de 3A din baza 16 în baza 2, astfel, D în baza 16 va fi egal cu 13 în baza 10, care va fi egal cu 1101 în baza 2. 3 în baza 16 este egal cu 3 în baza 10, care este egal cu 0011 în baza 2.
A în baza 16 este egal cu 10 în baza 10, care este egal cu 1010 în baza 2. Astfel, numărul recepționat în baza 2 va fi egal cu 110100111010. Pasul 2 constă în identificarea biților Hamming, știind că sunt poziționat pe puterea lui 2. Vom număra puterile lui 2, începând de la stânga spre dreapta, de la rang 0. Astfel vom avea primul bit Hamming va fi egal cu 1, al doilea bit Hamming va fi egal cu 1, al treilea bit Hamming va fi egal cu 1 și al patrulea bit Hamming va fi egal tot cu 1. Pentru fiecare bit Hamming vom realiza o sumă în modulo. Vom scrie prima condiție Hamming, pornind de la primul bit Hamming, luăm o poziție, una o vom sări, astfel avem C1 adunat în modulo cu A3, adunat în modulo cu A5, adunat în modulo cu A7, adunat în modulo cu A9, adunat în modul cu A11 va fi egal cu. Scriem a doua condiție Hamming, pornind de la al doilea bit Hamming, luăm două poziții, sărim două. Astfel avem C2 adunat în modulo cu A3, adunat în modulo cu A6, adunat în modulo cu A7, adunat în modulo cu A10, adunat în modulo cu A11 va fi egal cu. Scriem a treia condiție Hamming, pornind de la al treilea bit Hamming, luăm în calcul 3 poziții, sărim 3, astfel avem C4 adunat în modulo cu A5, adunat în modulo cu A6, adunat în modulo cu A10, adunat în modulo cu A11, adunat în modulo cu A12, egal. Scriem a patra condiție Hamming, pornind de al patrulea bit Hamming și vom avea 4 poziții, sărim 4. Deci, avem C8 adunat în modulo cu A9, adunat în modulo cu A10, adunat în modulo cu A11 va fi egal cu. Locuim biții în cele 4 ecuații și realizăm adunările modulo ținând cont de regula adunării. 1 adunat în modulo cu 1 va fi 0, 0 adunat în modulo cu 0 va fi 0, 1 adunat în modul cu 0 și 0 adunat în modul cu 1 va fi egal cu 1. Pentru prima ecuație vom avea 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 1 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 1 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 1 ne dă 0. Deci prima ecuație va avea valoarea 0. Pentru a doua ecuație vom avea 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1. 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 1 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 0 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 1 ne dă 1. Astfel, a doua ecuație va avea valoarea 1. 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 1 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 0 ne dă 0. A treia ecuație va avea valoarea 0. A patra ecuație va fi egală cu 1 adunat în modulo cu 1 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 0 ne dă 0 și 0 adunat în modulo cu 1 ne dă 1. Deci a patra ecuație va avea valoarea 1.
Știind că s-a făcut corecția pe un singur bit, vom folosi numărul obținut din rezultatul celor patru ecuații și avem numărul 1010 de jos în sus. Acest număr este în baza 2. Vom converti din baza 2 în baza 10. Astfel, 1010 în baza 2 este egal cu 8 plus 2 în baza 10, care va fi egal cu 10. Corecția s-a făcut pentru bitul de pe poziția 10, astfel. Vom modifica 0 în 10 și obținem 1101 0011 1110. Știind că mesajul inițial nu include biții Hamming, vom șterge acest bit și obținem 0001 1110. Mesajul inițial. Scrieți secvența de cod Hamming, știind că mesajul inițial ce este transmis este 2341 în baza 5. Alegeți varianta corectă de răspuns. Pentru rezolvarea problemei vom urma următorii pași. Primul pas va consta în convertirea mesajului inițial din baza 5 în baza 10 și mai apoi în baza 2. Vom scrie apoi condițiile Hamming. Calculăm biții Hamming. Vom scrie secvența de cod Hamming. Pentru a converti 2, 3, 4, 1 din bază 5 în bază 10, vom atribui un rang al puterii lui 5 de la dreapta spre stânga, ținând cont că primul rang din dreapta va avea valoare 0. Astfel vom avea rangurile 0, 1, 2 și 3. Numărul 2, 3, 4, 1 baza 5 va fi egal cu 2 mulțit cu 5 la 3, plus 3 mulțit cu 5 la 2, plus 4 mulțit cu 5 la 2, plus 1 mulțit cu 5 la 0, care va fi egal cu 343 în baza 10. Vom face conversia lui 346 din baza 10 în baza 2 și îl vom scrie ca o sumă de puterea lui 2. Astfel avem 346 în baza 10 va fi egal cu 2 la puterea 8 plus 2 la puterea 6 plus 2 la puterea 4 plus 2 la puterea 3 plus 2 la puterea 1, care va fi egal cu 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 în baza 2. Mesajul inițial este 10101010110, care are 9 biți, astfel va trebui să calculăm 4 biți Hamming. Știm că biții Hamming se poziționează pe puterea lui 2, luând în considerare că prima poziție este de la stânga spre dreapta și avem C1, C2, A3, C4, A5, A6, A7, C8, A9, A10, A11, A12 și A13. Prima ecuație Hamming va începe cu primul bit Hamming și vom sări câte un bit. Astfel vom avea C1 adunat în modulo cu A3, adunat în modulo cu A5, adunat în modulo cu A7, adunat în modulo cu A9, adunat în modulo cu A11, adunat în modulo cu A13, trebuie să ne dea 0. A doua ecuație Hamming începe cu al doilea bit Hamming și vom sări câte doi termeni. Vom avea C2 adunat în modulo cu A3, adunat modulul cu A6, adunat modulul cu A7, adunat modulul cu A10, adunat modulul cu A11, trebuie să ne dea 0. A treia ecuație Hamming va începe cu al treilea bit Hamming și vom sări câte 3 poziții. Deci vom avea C4, adunat modulul cu A5, adunat modulul cu A6, adunat modulul cu A10, adunat modulul cu A11, adunat modulul cu A12, trebuie să ne dea 0. A patra ecuație Hamming începe cu al patrulea bit Hamming
și vom sări câte 4 biți. Astfel avem C8 adunat în modulo cu A9, adunat în modulo cu A10, adunat în modulo cu A11, trebuie să ne dea 0. Facem înlocuirea biților care nu sunt Hamming din mesajul inițial și vom calcula biții Hamming respectând regulile adunării în modulo. Astfel avem 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 1 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 0 ne dă 0 și 0 adunat cu modulo ne dă 0, care trebuie să fie egal cu 0. Prin urmare, C1 va fi egal cu 0. Astfel avem 1 adunat în modulo cu 1 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 0 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 1 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 0 ne dă 1. Acest rezultat ar trebui să fie egal cu 0, prin urmare C2 va fi egal cu 1. 0 adunat în modulo cu 1 ne dă 1, 1 adunat în modulo cu 1 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 0 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 1 ne dă 1, dar ecuația ar trebui să aibă valoarea 0, prin urmare C4 are valoarea 1. 1 adunat în modulo cu 1 ne dă 0, 0 adunat în modulo cu 0 ne dă 0, ecuația ar trebui să aibă valoarea 0, prin urmare C8 va fi egal cu 1. Codul Hamming recepționat va fi egal cu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Alegem răspunsul corect. Fie funcția f de x, y și z, care are valoarea logică 1, dacă cel puțin două argumente sunt egale cu 1, să se scrie fcd și fcc pentru funcția f de x, y și z. Alcătuim tabelul de valori pentru min termeni și pentru max termeni. Știind că avem 3 necunoscute, vom avea 3 la puterea 8, deci 8 seturi de valori. Pentru pozițiile lui X vom avea 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Pentru pozițiile lui Y vom avea 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Și pentru pozițiile lui Z vom avea 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vom completa funcția cu valoarea 1 atunci când cel puțin două variabile au valoarea 1 și 0 în toate celelalte cazuri. Calculăm min termenii. Min termenii reprezintă produs de necunoscute cu mențiunea că necunoscutele care au valoare 0 în tabelul de adevăr vor fi negate. Scriem max termenii, care se scriu ca sumă de variabile, cu mențiunea că atunci când o variabilă va avea valoarea 1, ea trebuie negată. FCD se va scrie ca o sumă de min termeni acolo unde funcția ia valoarea 1. Astfel vom avea FCD va fi egal cu M3 plus M5 plus M6 plus M7. Facem substituirea din tabel și obținem că FCD va fi egal cu X negator Y ori Z plus X ori Y negator Z plus X ori Y ori Z negat plus X ori Y ori Z. Vom încerca să aducem la o formă mai simplă folosind regulile algebrei booleene. Y mulțit cu Z, paranteză, x negat plus x, închidem paranteza, plus x mulți cu, deci în paranteză, x, y negat ori z negat plus y ori z negat, închidem paranteza. Știm că x negat plus x negat ne va da 1 și atunci avem y mulți cu z plus x mulți cu y negat ori z plus x mulți cu y mulți cu z negat, care este
Cea mai simplă formulă care putem aduce funcția fcd. Fcc va fi egal cu produs de max termen, cu mențiunea că vom folosi max termenii unde funcția are valoare 0. Deci vom avea m0 ori m1 ori m2 ori m4, care va fi egal cu x plus y plus z mulți cu x plus y plus z negat mulți cu x plus y negat plus z mulți cu x negat plus y negat plus z negat. Facem înmulțirile primelor două grupe de termeni și vom utiliza regulile algebre booleene pentru a ajunge la o formă mai simplă. Acestea sunt x înmulțit cu x ne va da tot timpul 0, y înmulțit cu y ne va da 0, 1 plus y va fi 1, 1 plus z negat va fi 1, 1 plus z va fi tot timpul 1 și în final vom obține x plus y. Vom face mulțirea celui de-al doilea grup de termeni folosind regulile algebrei booleene, vom simplifica la forma cea mai simplă, ținând cont că x ori x negat dă 0, y ori y negat dă 0, y plus y negat ne dă 1, x plus x negat ne dă 1 și y negat plus 1 ne dă 1. În final vom obține x plus z. Astfel, fcc va fi egal cu x plus y de mulțit cu x plus z. Și folosind regulile algebre booleene, vom simplifica termenii, în final obținând x plus yz. Fie funcția f de x, de y, de z și de z, care are valoarea logică 1, dacă cel puțin 3 argumente sunt identice. Să se scrie fcd pentru funcția f de x, de y, z și facem tabelul cu min termen și max termen. Știm că avem 4 necunoscute, deci vom avea 2 la puterea 4 termeni, adică 4 seturi de valori. Pentru x vom avea valorile 0, 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 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pentru pozițiile lui y vom avea 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Pentru pozițiile lui z vom avea 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Și pentru pozițiile lui t vom avea 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 și 0, 1. Completăm cu 1 valorile funcției, acolo unde 3 variabile sunt identice. Putem calcula min termenii ca și o mulțire de variabile din cadrul tabelului de adevăr, cu mențiunea că acolo unde o valoare are valoarea 0, respectiva variabilă trebuie negată. Calculăm max termenii care sunt scriși ca și sumă de variabile din cadrul tabelei de adevăr, cu mențiunea că acolo unde o variabilă ia valoarea 1, aceasta trebuie negată. FCD va fi egală cu sumă de min termeni acolo unde funcția ia valoarea 1. Astfel, FCD va fi egal cu M0 plus M1 plus M2 plus M7 plus M8 plus M11 plus M13 plus M14 plus M15. Obținem forma lui FCD ca fiind egală cu x negat ori y negat ori z negat plus x negat ori y negat ori z ori t negat plus x negat y ori z ori t plus x ori y negat ori z negat ori t negat plus x ori y negat ori t ori z plus x ori y
ori z negat ori t plus x ori y ori z. Fie funcția f de x, y și z cu următorul tabel de adevăr. Minimizați funcția fcd utilizând diagrama Carnot și construiți circuitul logic al funcției minimizate. Vom desena diagrama Carnot și vom fi foarte atenți la ordinea celor trei termeni, astfel încât pe verticală vom avea x ce poate lua valoarea 0 și 1, pe orizontală va fi y și z, care pot lua următoarele valori 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Vom completa diagrama cu min termenii, deoarece calculăm forma fcd a funcției. Vom fi foarte atenți la ultimele două coloane, deoarece acestea trebuie inversate între ele datorită codului grei. Astfel, pe prima linie vom avea M0, M1, M3 și M2, iar pe a doua linie vom avea M4, M5, M7 și M6. Facem înlocuirea min termenilor. Pe prima linie vom avea 1, 0, R1, pe a doua linie vom avea R1, 1, 0. Încercăm să facem perechi multiple a lui 2, astfel încât să includem toate pozițiile de 1 și ne putem folosi de termenii redundanți, dar aceștia nu vor fi prezenți în formula finală. Vom avea 3 grupări. Pentru primii termeni ne vom uita la termenii care își păstrează valoarea, în acest caz y și z, dar valoarea acestora este 0 și 0, deoarece calculăm cu min termenii, va trebui să negăm ambele valori. Astfel, în această situație, vom avea y negat înmulțit cu z negat. Pentru a doua grupare de termeni, ne uităm de asemenea la termenii care își păstrează valoarea. În acest caz, este vorba de x și de z. Astfel, în a doua situație, vom avea x înmulțit cu z. Pentru a treia grupare de termeni, ne uităm de asemenea la termenii care își păstrează aceeași valoare. În acest caz este vorba de x și de y, dar valoarea lui x este 0. Prin urmare, datorită faptului că lucrăm cu min termeni, valoarea lui x trebuie negată. Astfel, în a treia situație, vom avea x negat înmulțit cu y. Astfel, forma fcc va fi egal cu y negat mulțit cu z negat plus x mulțit cu z plus y negat mulțit cu y. Vom desena circuitul logic folosind simbolurile potrivite. Avem funcția f de a, b și c cu următorul circuit logic. Simplificați funcția. Pentru a scrie funcția, pentru acest circuit logic, trebuie să identificăm simbolurile ce apar în acesta. Avem tabelul cu principalele circuite logice utilizate și observăm că în cazul nostru se regăsește opțiunea nu și sau. Vom începe să scriem funcția de la stânga la dreapta și de sus în jos. Funcția noastră, f de a, b, c, va fi egal cu c negat mulțit cu b mulțit cu a negat plus c negat mulțit cu b negat mulțit cu a plus c mulțit cu b negat mulțit cu a negat plus c mulțit cu b mulțit cu a negat. Vom încerca să simplificăm termenii. Funcția noastră, f de a, b și c va fi egal cu c negat mulțit cu b mulțit cu a negat plus c negat mulțit cu b negat mulțit cu a plus c mulțit cu b negat mulțit cu a negat plus c mulțit cu b ori a negat. Vom încerca să simplificăm termenii. Funcția f de
A de C va fi egal cu A negat mulțit cu C plus C negat mulțit cu B mulțit cu A negat plus C negat mulțit cu B negat mulțit cu A. Putem desena un circuit logic mai simplu al funcției F de A, de B și de C folosind simbolurile încadrate.